Ministerul Mediului cu deșeurile sticlă, cioburi și peturi. Au distrus Ministerul Mediului. Nu pot să dau nume, dar este foarte multă lume implicată care ia șpagă și ia bani. Păi dacă pleacă de la Ministerul Mediului sute de milioane de euro, vă dați seama că e la un nivel foarte mare, că e la nivel de miniștri. Dar unde pleacă? Încotro pleacă atunci? Firmele acestor țigani din Strehaia, clanul Mitu și Dodu din Strehaia, încasează de la Ministerul Mediului sute de milioane de euro, pe acte false. Doar emit facturi către Ministerul Mediului și firmele de reciclare și încasează bani, fără să facă nimic. Și banii împart cu cine trebuie, cu cine vorbesc ei. Și tocmai din cauza asta știți foarte bine că am făcut denunțul acum aproape un an de zile cu milionul de euro procurorul Dobrețea de la Mehedinți. Nu m-a chemat nimeni de la DNA să mă întrebe cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat. Am adus acea înregistrare care copilul lui Mituș m-a amenințat că mă omoară și mă bagă în pământ și nu m-a băgat nimeni în seamă. Acum o săptămână acești indivizi au plătit pe altcineva ca să-mi dea în cap. Toate probele necesare sunt la poliție. Deci sunt filmați video, audio, cum au dat banii ca să mă omoare. Și la Ministerul Mediului, pe cine bănuiesc că ar primi șpăci de la acești indivizi? Nu vreau să dau niciun nume, pentru că nu vreau să dau niciun nume, nu este treaba mea. Treaba este a Ministerului de Interne să se ocupe de această treabă. Dar problema este și rog presa să mă ajutați ca să... puțin să stăm de vorbă cu Ministerul de Interne ca să stea puțin pe acest caz la prima verificare, veți constata cum se fraudează statul. Pentru că trebuie foarte repede, că dacă pe ei mai lasă libertate foarte mult timp, fură în continuare. Dar pe fiecare zi. Astea, pe ce temei se fac? Pe ce temei se fac aceste deconturi? Milioanele alea în contul acesta? Ei au o firmă de, ca și cum achiziționează deșeuri, sticlele sparte, peturi și nu știu ce. Ca și cum le achiziționează de la persoane fizice. Ei au copie după mii de buletine, întocmesc niște borderouri, le semnează ei fals și le prezintă la Ministerul Mediului. Pentru că Ministerul Mediului este obligat prin Uniunea Europeană că dacă duci nu știu câte deșeuri de sticlă, îți dă subvenția de stat. Subvenția de stat. Și atunci ei încasează pe hârtiile false. Și la ce nivel s-a ridicat prejudiciul? Păi este, părerea mea este la vreo 500 de milioane de euro. Ce mai pot să vă zic? Că în acest denunț este și o persoană, care zic eu, publică.